Stai puțin, vânzare. Păi ce mai e la ora asta? Putești mă de la bucătărie, bea o cafea. Relaxează-te. Simte de bine. Doriți o bere ceva? Domnișoara Nina, domnul Sotir Erdogan, colaboratorii mei. Ovidiu, domnul cu transportul. Beatrice, Vali. Începem de aici. Ovidiu, ai vrea geanta? Da. Bun. Deci cât am zis? 1000 înainte, 1000 după, nu? 1000 ți-am dat. Erdogan, 1000 acum, cu tine am terminat. Peste Beatrice sare. Vali, tu ești asociatul Ovidiu, nu intrai în calcule. Vorbești cu Ovidiu, împărțiți, vă interesează. Erdogan, ia zi turcule, a trezit morți pe bune sau mă trezesc mâine cu ei la ușă? Treziți la ușă cu ei mâine. Bun. Acum, Ovidiu, cum e piciorul? Ia să-ți vă mersă. Nu, e bine, nu mai am nimic. Bun, mersi. Vali, cum a fost drumul? Ne-a oprit poliția. A fost și ea cu jeep-ul, dar... am scăpat, că suntem băieți bazați. Mașina ai? Da, Dacia albă din față. Bună și Dacia, deci îți cam rup coronia. Câți kilometri are? Până în 100.000. E bine. Mâine dimineață îl trimit pe Erdogan la tine cu niște pachete pentru domnul Don. Ce adresa o știi pe Beatrice noi. Lași pachetele, te întorci, stai la banul. Cam asta e. Domnul Ivanov, eu am vorbit și cu Vali și noi n-am mai vrea să mai facem transporturi de-astea. Stai, mă, ce-mi spui tu mie aici? Deci avem secrete între prieteni? Zi tare, Ovidule, să audă și oamenii ăștia. Zi să audă și asociatul tău. E vină încă. Mă, Ovidule, nu mă supără. Eu crezi că eu mă joc, bagă sfinții în cap. Nu mă supără că săriți de pe hartă și tu și Măta și tu și puticul vostru de călcat. Ce pula mea. Haideți că vă iau cu mașina ca să poate și domnul Erdogan de unde vă iau mâine dimineață, bun? Hai că vă iau cu mașina. Domnitică, liber la buzic. Doamna Cati, vă trimit mâine omul să dea în baie? Da, știu și eu că nu vă costă. Nu vă costă nimic, stați liniștită. Vorbim, da? Te sunem de acasă. Bine. Gata, măi, băieți. Terminați cu confesiunile. Vorbim. Hai că am plecat.